Bă, astăzi jucăm Project Castaway. Am început mai direct pentru că eram pe fundul apei și am zis să nu murim. Care-i treaba cu jocul ăsta? Vă întrebați unii dintre voi care vă puneți întrebări. Mi-a apărut la recomandate pe Steam. Mi s-a spus că e similar cu Stranded Deep. Dacă mai știți jocul, am încercat să-l joc. Vai, nu e pește tuna. Ăsta e rechin și ăsta e tot rechin. Nu e ok. Swim to the closest shore. Trebuie să notăm la cel mai apropiat țărm, zise el, și noi asta încercăm să facem, indiferent dacă ne zice el sau nu, pentru că nu suntem dobitoși la cap să stăm în apă cu rechini. Ok, ce voiam să spun? Îmi era chef să joc Stranded Deep. Pietre, mă, sunt pietre, nu te mai speria. Vin rechinii? Nu vin rechinii, uite avionul săracu. Bă, stați că am intrat prea direct în ele. Deci, noi eram într-un avion. Am lăsat un mesaj părinților noștri și după ne-am prăbușit lângă insula asta, Project Castaway, după cum v-am mai spus în cuvintele mai sus adresate. Deci, Project Castaway sau Stranded Deep, că aceeași poveste, ai venit cu avionul, te-ai prăbușit cu avionul în apă, ai ajuns la țărm și supraviețuiești, am înțeles că e mult mai bun pe grafică, chiar dacă este Early Access. Și dacă stăm să ne uităm acum la nisipul ăsta, bă, da, chiar arată mult mai bine decât Stranded Deep. Și apa arată mai ok. Ce avem aici? Uuu, chest! Yes, please. Broken cabinet. Nu e chest. M-a cam păcălat puțin. Luăm stone. Nu merge, nu merge. G drop, F smash. F smash. Uuu. Da, mă. Make sense. Să ne facem cuțite și astea. Ia vezi, mă, aici. Lumina asta. Așa, da. Așa, da, cred că e un țestos acolo, ceva se întâmplă. Nu! Mă, lasă-mă, ce e aia? Cicada, albină. Not ok, bro. Dita mai viespul m-a atacat. A reușit să termin vreo idee până acum sau n-a reușit? N-a reușit că mă ține jocul ăsta în presiune maximă. Deci, un fel de Stranded Deep mi-a apărut la recomandate pentru că voiam să joc Stranded Deep și am zis că, bă, hai să dăm 20 de euro. Fiind jocul în Early Access, mă gândesc că oamenii au nevoie de bani să facă jocul ăsta mai frumos și arată destul de frumos deja. Open journal with B and craft a stone axe. Uuu, am zis Stranded Deep, dar duce mai mult la The Sons of the Forest sau Green Hell, nu știu. E ok, e ok ăsta. Let's see, la tools aici și avem nevoie de bucăți de granit. Inventar, am dat tab, deci pe tab avem ghizdan. Și ghizdanul se deschide cu 2... Nu, nu, nu se deschide. A, se deschide așa. Ok. Arată bine și ghiozdanul. Trebuie să găsim granit, mă zise el. That's a shit. Is this a shit? Ce avem aici? It's a broken fan. Ok. Woo! Surfboard. Prefer snowboard. Drop place. Plutește, nu prea vrea să plute. A, bă, da, mă. Hai să o păstrăm aici pentru mai târziu. Dropuiește-o, te rog. Uite, țestosul. Băi, e țestos. Nu prea e țestos. A, bă, da, mă, țestos e. Eu, că urât ești. Mamă, ce... Bă, e urât rău. Nâgâlâ și n-am să vă mint și not gonna lie. Ce s-a auzit? Yucca plant. Asta n-a... De ce nu sunt harvestuibile? A, și chiar e yucca. Vezi, mă, ce înseamnă să joci înainte Stranded Deep? Le mai recunoști așa puțin. Tu? Zăcământ de cupru. Am găsit ciuperciu. Ciuperca albastră. În seara asta o să fie frumos pe afară. Dacă băgăm ciupercile astea. Ești ok? Nu pare ok. Nu știu, mă adun tot. Mi-e-mi place să... Ia! Urcăm până acolo acum sau... Ar trebui să facem prima dată quest-ul. Dar granitul... Smash! Granitul luăm de unde? Că nu știu dacă luăm din piatră. Sau cel puțin nu din piatră de asta, normală. Hai să încercăm să dăm smash pe zăcămintele astea. Nu vrea.
Nu vrea, domnule, dacă nu vrea, nu vrea. Hai să vedem pe aici, găsim granit. Era granit, mă? Da, mă, granit. Te iau, mă. Probabil ești folositor la ceva. Mie mi se pare că aud chestii ciudate. Și nu e ok. O, palmieri. Dacă am găsit palmieri, înseamnă că e bine, mă. Insulă tropicală, tot ce trebuie. Dacă tot am ajuns aici, hai să aruncăm un ochi sus și după continuăm. Vă zic, simă cer că îmi place. Îmi plac insulele astea în depărtare. Acolo văd că mai e ceva. Ceva turnuleț. E clar, ar trebui să fie și minim un om aici. Că na, astea nu cred că au crescut din pământ. Nu-s naturale. Ce avem aici? Parolă. Da, mă, bine. N-a luat-o. Nici nu mă așteptam să nimeresc parola din prima. Pot urca? Pot urca! Cum să nu pot urca dacă pot urca ceai? Ha! Și normal că urcăm până sus de tot. Păi nu? Ce face? Plouă asta? Plouă doar în ea? A, nu, chiar vine ploaia, mă. A, nu, e ploaie, mă. Sunt niște scânteii care nu sunt făcute prea bine în comparație cu textura de la nisip. Dar hei, early access, nu ne luăm de oameni chiar așa. Fiind early access, o să avem o grămadă update-uri. Și asta e doar așa, o primă impresie. Că deja pe noi ne bate jocul, nu putem să ne facem un stone axe. Stone axe din granit. Nici în tufe nu... Urât. Stai în picioare pe tufă, nu prea e ok. Aici îmi place ce găsesc. Bug repellent, small stick, luasem deja. Old tire, drop, nu ne trebuie. Lăsați aici astea. Ți-am dat smash. Next question. Urât e, mă. Are momente în care îmi sacadează. Probabil de la rendering. Tu ce ești? Luăm o altă piatră și dăm de ăla. Nică, ăsta nu-i testos. E șopârl. E șopârl. Ăsta-i dragon de la Komodo. Bă, ăștia-s veninoși. Doar un pic veninoși. Hai să nu ne mușcăm cu ei. Avem ciupercurile aici. Aruncăm ăsta, mă. Și astea. Hai să nu umplem ghiozdanul cu toate cretinitățile. Granit aș vrea să găsesc, să fac... Păi și nu pot să dau harvest. Nu pot să dau harvest. That's fucked up. Nu mi-apare promptul să dau harvest. Nu să fac d-astea. Bă, eu sigur fac ce trebuie, mă. Deci fii atent, eu am văzut forma. Am văzut forma. The axe, da? Și am crezut că pentru stone axe îmi trebuie granit. Dar nu ne trebuie. Noi trebuie să-l facem pe ăsta. The fuck? Și am stat până acum degeaba. Chop a palm tree with your crafted axe. Imediat. Ucidau. Mă. Mă. 94% în dreapta jos avem durabilitatea. Dar de ce n-ai picat în partea cealaltă? Că s-a făcut praf și pulbere, măi. Luăm... frunzele și astea trebuie... Stai, am luat două... Putem să luăm... Nu putem. Vreau frunzele alea, că astea sigur îmi trebuiesc. Eu știu, după Stranded Deep, că-ți trebuie... ce e? Stai! Nu, mamă, ce mi-a făcut tab! Băieți, să nu dați tab în jocul ăsta. E caca. Tab e caca. Uite, tab, caca. Nu că de cocos, mă, era aia. Hai să luăm și pe ăsta, îl ducem aici pe plajă. Și vedem. Let's drink some liquids. Coconuts are a good source of liquids, but you can also place a...
Ok. Că sunt option available cu backpack-ul așa. Eat, drink cu E. Hai să bend ăsta, că la asta încă nu mi-apare. E. Nu, trebuie să ai hold E, nu doar să dai. Ok. Find traces of your uncle. Let's find traces. Stai că avem și acolo o săgeată care ne indică direcția. Which is nice. Gândac! N-ai o șansă. Gândac! N-ai avut o șansă. A avut două șanse, de fapt. Că l-am cam ratat. Mă, că s-a făcut trei. Post-meridian, dar totuși arată cam prea întuneric pentru ora 3. Stai că am trecut de trace. Aici? Nu. Nu, aici cred că sus. Că săgeata cam dă cu virgulă. Deci trebuie să urcăm din nou. Will do. What? Cred că am găsit un bug. Să nu faceți așa ceva niciodată. Nu-i bine. Nu pot să fac nimic. Dau cu toporul în apă atât. Voi credeți că mai avem vreo șansă să ne întoarcem? Că eu nu cred. Zi-mă, Petrică! De ce m-ai adus în bagurile astea? Ce? Ești cu vără tu? That wasn't ok. N-a fost ok. Ce să zic, las doar atât. Editez foarte puțin la el. Vă arăt și vouă o prima impresie. Dacă vă place, mai jucăm. Eu oricum vreau să-l mai joc. Că nu prea am jucat. Dar așa ca prima impresie să ne dăm seama despre cum e jocul construit, ce grafică are, ținând cont că e în Early Access, sunt chiar mulțumit. Prețul e cam mare, că e 20 de euro aproape. Adică cu 20 de euro e alte jocuri mult mai bune, dar hey, it is what it is. Hai, ne vedem cu următorul episod. Peace! Toată lumea e pe chat, vibe-ul nu se stinge. Alien este conectat, nimic nu-l înfrânge. Marea mata într-un joc, dar nu se joacă de fapt. Eric dă drumul la string, gata de premii și rap. Ștefan Alfa mi-e stă în frunte, conduce val mare. Sorica e pe chat, moderator cel mai tare. Denis haterul joacă dur, nimic nu-i prea greu. Mihai Adrian s-a conectat, sperăm să o facă mereu. Adrian David, Alin Ion în chat. Ciprian cu flow-ul, toți suntem conectați. Lumea vine tare, Ștefan și Payne pe beat. Sorica cea mai tare, face parte din hit. Vine și X-Ali rupe tot fără frică. Și no name nu-i vincă vibe-ul dintr-o clipă. Ninja master pregătit să intre în acțiune. Toți suntem pe YouTube, din sortă direcțiune. Sunt pe chat la tisu, fără teamă. Mai sunt mulți online, dar nu ne bagă în seamă. Anușca și Alexandra, o energie curată. Rip ridică vibe-ul chat-ului de fiecare dată. Adrian David vine tare, e peste tot conectat. Alin Ion cu Tizo, fac toți vibe-ul curat. Eric Payne, Ștefan Alfa, mine la comandă. Lumea este pe chat, toți mergem pe bandă. Tizo de toru, pe ce se face senzație. Cu toți oamenii de pe YouTube, ce mai situație. Adrian, Alin, Ciprian și toți ceilalți din chat. Facem gaming-ul fun, în mod repetat. Adrian David, Alin Ion în chat. Ciprian cu flow-ul, toți suntem conectați. Lumea vine tare, Ștefan și Payne pe beat. Sorica cea mai tare, face parte din hit. Vine și X-Ali, rupe tot fără frică. Și no name nu-i vincă vibe-ul dintr-o clipă. Ninja master pregătit să intre în acțiune. Toți suntem pe YouTube, din sortă direcțiune.